Bună seara, dragul nostru telespectator, prietenii noștri ai televiziunii Popas TV. Astăzi vă aducem în dar o emisiune nouă, dar veche, de fapt, CV muzical. O emisiune cu oameni de succes și cu valori a neamului nostru. Bună seara, dragii noștri, suntem nespuși de bucuroși să vă vedem și astăzi alătura. Și am să încep cu o invitată frumoasă la chip, la suflet, cu mincioară, Daniela Bivol. Bună seara, draga mea! Bună seara! Bine v-am găsit! Îți mulțumim pentru faptul că ți-ai găsit timp să vii la noi în ospeție și să ne aduci în dar frumoasă melodie. Eu știu de unde vii, dar nu cunoaște lumea. De unde vii, fata noastră? Sunt din Chișinău, învăț în gimnaziu numărul 7, am 15 ani, îmi place să cânt. Uite, ești încă într-o vârstă unde avem foarte multe dorințe, avem poate multe planuri, dar așa, acum ca copilă, în perioada de trecere, ce vis ai pentru viitor? Aș vrea să-mi fac o carieră muzicală, să devin ceva în viață, adică să am ceva popularitate, ceva de genul. Eu am încredere în tine și știi foarte mult, că foarte mult țin la tine și hai să ne rugăm Domnului să se împlinească visul tău din copilărie, să se realizeze. Eu și încă un lucru. Trecând anii, să nu uiți de unde vii, să nu-ți uiți lumea cea dragă și să nu uiți că ești foarte bravo. Să rămâi, te rog, așa. Mersi mult. Acum îți audiem piesa cu mare drag. Que te que quer se claro ver o bem poder e nos ideia nisso se lo sabe je desile do parno ne des eros junto fe atrás e me da cor la punt futur moi souvent Prescuse-me una mer Tu mi bordies, mi proteges Je te vui su sol No ve pati partege Amor do mundo é Je ve qui é Comme une star de cinéma je t'aime Comme un bout, comme un roi Comme un âme, quand je ne suis pas Toi, je t'aime comme ça Do pied, ça tourne grave dans le ciel. Je t'en voulais la guerre, des confus en fusée la fête. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une
că mine sta de cinema. Je t'aime comme ça. Când simți că ai căzut în beznă și n-ai putere să te ridici, când doare însăși existența și nu mai vrei să te implici, când obosită ești de toate și viața-ți pare fără sens, dar totuși cauți adevărul și în absurd un înțeles. Când vrei să fugi chiar și de tine, să te evapori, să dispai, dar nu ai cum, e imposibil, căci trebuie să reapai. Când ai dori să îngropi trecutul, să întrești de mâine un nou drum, dar nu te încântă viitorul, clădit pe un morman de scrum. Când vrei să uiți de el, de tine, și mori în fiecare noapte, dar strângi din pumn cât nervul ține, ca să mai simți, ca să mai doară. Absurd. Absurd, așa se intitulează poezia unei tinere scriitoare, poetesă, cu frumosul nume Lilia Strâmbanu. Și astăzi o salut la noi în familie, la noi în familia noastră Popas TV. Bună seara, dragă, și bine venit! Bună seara și vă mulțumesc din suflet pentru această invitație. Draga mea, uite că eu, de fapt, mă mândresc foarte tare de faptul că neamul nostru este foarte bogat în talente. Eu mă bucur că familia Popas TV te-a descoperit și din ceea ce am citit din versurile tale, multe mi-au ajuns aici, la sufletel. Eu îți doresc succese și să dea Domnul să-ți crească copilașul sănătos, dar spune-ne de unde vii. Eu vin din orășelul balnear Vadului Vodă. Este un loc foarte frumos, pe unde vă invit și pe voi. Noi venim cu toții? Sigur că da. Acesta e clar că e un hobby a tău. Dar a fost el cumva visul tău din copilărie? Ca să scrii versuri? Că noi fiecare altă dată încercăm, scrim câte o poezioară, cam așa cum se primea, cam caragios. Visul tău din copilărie, care e? În copilărie am visat, de fapt, să devin balerină, dar cu anii s-au mai schimbat planurile și visurile și într-un moment dat am simțit că ar trebui să-mi exprim emoțiile cumva într-un fel diferit de a povesti unei prietene și am început să scriu. Și despre planuri, ce planuri mai ai pe viitor? Planurile mele ar fi pentru început să editez neapărat o carte, pentru că deja s-au adunat suficiente versuri ca să iasă la tipar una. Și, desigur, mi-aș dori foarte mult ca cineva să se regăsească în versurile mele și să le pună pe note. Eu deja m-am regăsit. Îți mulțumesc. Pot să te rog foarte mult, ai tu din toate versurile tale, încă una îmi place. Dorul de tată. Sigur că da, o recit cu mare drag. Atâtea versuri despre mamă, dar despre tată mai puține. Adevărat că e o dramă, căci merită un cuvânt de bine. Ambii părinți la fel de dragi ne sunt, când e ușor sau greu. Ambii ar trece la posmagi, numai să nu ne fie nouă rău. Ar renunța la viață chiar, în caz că asta ne-ar salva. Iar ceea ce-mi las un gust amar, e nepăsarea ce cumva ne îndepărtează de părinți, dar mai ales de tată, când, trist și cu inima în dinți, copiii își lasă în prag plângând. Și drumul lung îi călăuză și el pe sine se acuză, silit de dura realitate, ia drumul spre străinătate.
Și neștiința e stăpână și amantă, soră și vecină, căci numai bunul Dumnezeu vede ce e în sufletul său. Și poate nici Domnul nu știe de va dura o veșnicie, mai mult sau poate mai puțin, până va vedea cerul senin, deasupra casei sărăcite de lipsa sa și îmbătrânite, și pe soție în umbra porții și picii deja mari cu toții, și el bătrân și încărunțit, de pe meleagul priblegit, așa e ironia sorții, pe alocuri și splendoarea vieții. Foarte frumos! Draga mea, draga noastră, vreau să-ți urez un drum bun în viață pe acest râm, să fii blagoslovită de bunul Dumnezeu și să te rog din partea tuturor, nu pleca de acasă, fiindcă mai știu, tineretul fuge departe de casă, dar noi avem nevoie de lume bună aici, la Baștină. Încă o dată îți mulțumim și îți dorim un succes mare, călăuză, fiți norocul. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succese mari în continuare. Foarte multe talente, cum am spus, avem noi, neamul nostru. Și altă dată mă cam doare când cu adevărat un om talentat stă în umbră și doar datorită acestui canal de televiziune Popas TV, care îi găsesc și îi lansează ca să știe lumea ce e frumos. Nu în zadar am pornit cu această frază, fiindcă alături de mine stă o doamnă care e deja în familia noastră, doamna Aurelia Ciornea. Și am să spun o chestie. Când am văzut-o prima oară, sincer, doamnă, nu prea v-am înțeles. Mi s-a stat așa un pic, ca să nu mai răsfoiesc altă pagină. Dar asta e greșeala noastră, că nu avem răbdare să ascultăm până la sfârșit ce face ca să urmărim omul. Eu vă spun bună seara. Luați, vă rog, și microfonul. Bine ați venit! Bună seara și îmi pare bine pentru invitație. N-am putut să nu te invit, fiindcă, draga noastră, îmi pare o femeie foarte interesantă și vă mai dau un argument de ce. Noi, multă lume, ar trebui să ne învățăm de la oamenii care au atâta carismă, indiferent de plânge sufletul sau ai o greutate, dar nimeni nu o cunoaște. Eu vă aplaud din partea tuturor și din partea telespectatorilor, dar ce nu ne aduce Aurelia Ciornea? Nu știu, m-ați aninat foarte adânc, cam, parcă vreau să plâng, dar e de ajuns cu lacrimi. Trebuie să ne bucurăm de viața care avem de ziua de astăzi. Deci cu zâmbit trebuie să mergem așa femeile sânul în sus, cât se poate mai mult și înainte. Deci problemele fiecare dintre noi are, dar cui interesează problemele noastre. Trebuie să ne bucurăm de viața care avem, de zilele care ne-a dat Dumnezeu. Să avem grijă de membrii familiei, de părinții, dacă sunt în viață, de copiii noștri și de sine. De atât că foarte des am cunoscuții de vârsta mea, zicem așa, plus-minus, care deja n-au timp sau n-au curaj să aibă pozitiv, să simte femeie, e că care problemă. De atât că foarte mulți cetățenii Republicii Moldova sunt plecați după hotare și femeile au rămas singuri aici, nu toți, dar unii, și având problemele în familiile, cu tot cu copiii, că trebuie de crescut copiii, au uitat de singuri, deci care e manicură, care e pedicură sau roche nouă, trebuie să facem casă, trebuie gardul nou, reparație sau niște lemne pentru iarnă. Asta tot trebuie, dar totuși, dragii mei, dragii femeile noastre, nu uitați că sunteți femeie, sunteți mamă și n-are importanță câți ani aveți și câte kilograme în plus, e că la mine foarte des se uită lumea și eu am avut așa impresie că deci femeie de vârsta mea cu kilogramele mele, ea nu poate să aibă un succes la bărbații sau să iese pe cină.
faptul acela că eu nu sunt profesional și când am apărut pe scenă curând cu profesionaliști, zicem așa, deci foarte mulți cunoscuți mie erau șocați, surprinși, zicem așa, dar mie îmi pare foarte bine și cu exemplu meu probabil a se încurajă și alte lume, alte femeile, știind că la noi în Moldova noi avem foarte multe femei, foarte multe bărbați, foarte multe lume talentate care cântă, care dansează, care are tradițiile noastre. Și nu vă temeți să arătați la altă lume de atât că noi suntem deprinși să cântăm la masă, da? Când mai bem un pahar de gin, dar chiar să ieșim undeva pe scenă, Doamne ferește, și fă femeie unde tu te duci. Chiar și am un coleg de serviciu care așa și mi-a spus după un show care eu am participat, un show la România, și el mi-a spus că, tu și? Unde te-ai pornit? Ai familia, ai copil, acasă și cauți-te acolo. Eram surprinsă de tăte că, i-am spus chiar mulțumesc că ați tras atenție la mine, deci nu v-am lăsat indiferenți de ceea ce am făcut pe scenă și v-am aninat și sufletul și emoțiile care aveți dumneavoastră. De fapt, dumitale, dragă noastră, Aurica, ești o persoană de la care oricare femeie mai în vârstă sau mai tânără să se învețe să se iubească. De unde atâta energie? De unde atâta energie? Noi fiecare avem energie, deci Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sufletul și inima care se bată și până și inima se bată la mine în corp, în corpul mare și inima mare. Așa că eu nu pot stau liniștit în genere. Eu când mă uit că lumea este puțin, zicem așa, indiferentă, nu, dar în genere mi-e pare că moldovenii noștri sunt foarte, cum să vă spun, oameni cu emoții, deci cu sângele fierbinte, dar la mine sângele amestecat moldovenii țiganii. Așa că, da, măcar că eu mai mult vorbesc totuși în limba rusă, așa era timpul cândva. Da, probabil având sângele este fierbinte, eu nu pot să trăiesc liniștit. Eu mă gândesc când, dacă nu astăzi, când? Astăzi, cine aduce Aurelia Ciornea în dar? Astăzi vreau să vă prezint o piesă mea nouă care se numește Aurica mai Aurelia. Piesa asta, de fapt, la mine era o idee să compun o piesă despre numele Aurelia care nu există la moment în Moldova, n-am auzit. Cândva foarte mulți ani în urmă, eu când eram fată mică, undeva am avut 6 anișori, tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, a dus o, cum să vă spun, o plăstincă, un disc, da, cum vechi era. Și pe discul celălalt, deci, era o piesă care cânta un domn în vârstă, cânta în limba rusă și țin minte numai vreo câteva strofe care erau «Для тебя я пою, слушай песню мою, Аурика, моя Аурика». Deci, deja pe urmă, când a apărut internetul, eu cătam informație în internet dacă e posibil să găsesc de unde a apărut piesa asta. Am citit numai puțin că, în internet că în vremele cele, pe anii 70, era un film la studioul Moldova, film care se numea Aurica, mai Aurica. Și, deci, piesa asta care eu am adus astăzi este amintire pentru tatăl meu și pentru toate doamnele cu numele Aurelie din Republica Moldova și globul nostru pământesc. Noi îți mulțumim încă o dată. O ascultăm, o audiem împreună cu mare plăcere și vreau să te rog să nu uiți că Domnul te iubește. Mersi mult și eu vă doresc. Până la noi, Dumnezeu, dragă noastră. Să binecuvinteze. Пою, слушай песню мою, Аурика моя, Аурелия. Ты как солнечный свет, и тебя лучше нет, Аурика моя, Аурелия. Ты как будто весна, для любви нам дана, Аурика моя, Аурелия. Для тебя я пою, слушай песню мою, Аурика моя, Аурелия. Для тебя я пою, слушай песню мою, Аурика моя, Аурелия.
Седина на висках, но улыбка в глазах. Аурика моя, Аурелия, не сломи ведь тебя, ни беда, ни года. Аурика моя, Аурелия, улыбнись, не грусти, ведь вся жизнь впереди. Аурика моя, Аурелия, для тебя я пою, слушай песню мою. Аурика моя, Аурелия, для тебя я пою, слушай песню мою. Аурика моя, Аурелия. Тебя поздравляю, друзья, Аурика моя, Аурелия, и желаю тебе много зим, много лет, Аурика моя, Аурелия, много радостных дней и улыбки друзей, Аурика моя, Аурелия. С днем рождения тебя поздравляю, любя, дорогая моя Аурелия. С днем рождения тебя поздравляю, любя, золотая моя Аурелия.
mare plăcere vreau acum să-l salut și mă bucur nespus de mult că următorul nostru invitat a găsit timp să vie la noi în familie. Bună seara, dragă Alistare! Bine ai venit și până să începi să ne povestești unde ai fost până acum, că ne este tare dor de tine. În primul rând, bună vreme tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație aici în emisiune. Sunt foarte bucuros. Am fost prin țară, prin lume și cu afaceri, cu întrebări, cu... Știți cum, astăzi să stai pe loc, îți stă norocul. Așa întotdeauna a fost. Așa că chiar mă bucur că am găsit timp și a coincis și invitația și posibilitatea mea să vin aici în emisiune, să mai discutăm despre una, despre alta, ca să aducem la cunoștința tuturor ce se mai face la noi în țară. Ca să aducem la cunoștința telespectatorului, căci Alistar cochetează și cu muzică populară și cu muzică de stradă. Deci ești cantautor și foarte multe piese, de fapt toate, îmi plac la nebunie, am să zic. Nu te-ai gândit că ar trebui să mai faci și, eu știu, un CD? Da, este... eu mersi pentru înaltă apreciere. Nu știu, eu singur să-mi dau note la piesele mele, nu îndrăznesc, pentru că juriul meu principal este publicul. CD, da, ar fi bine. Dar vedeți că mai există o întrebare de posibilități. Mă rog, muncim! Muncim și eu sper că în viitorul apropiat voi ticlui un CD așa cu un program destul de variat. Primul CD, cadou, mi-l dai, te rog mie, te rog. S-a făcut. Acum să audiem prima piesă cu care a venit astăzi la noi în ospiție. Cu mare drag. Cu plăcere. Frunzulița bobolui, să cânt viața omului, măi. Cânte cum să-mi fie drag, de la codru am învățat, măi. M-a învățat viața de vie, cânte ce de veselie. Luca plină cum o cor, m-a învățat să cânt de dor, măi. Cât inima nu mai bate, dorule, voi cânta la lumea toată, măi, dorule. Voi cânta cu bucurie, dorule, cântece de omenie, măi, dorule. Cântece de omenie, dorule, toată lumea să le știe, măi, dorule. Tai de le de le le de 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 le. Și-apoi dacă așa mi-i dat, o imbla de-n sat în sat, măi, să le cânt la gospodari, cu cei mai buni lăutari, măi. Viața cât o-i mai trăi, tot cu dorul inimii, măi. Voi cânta și voi doini, uite așa până într-o zi, măi. Cât inima nu mai bate, dorule, voi cânta la lumea toată, măi, dorule. Voi cânta cu bucurie, dorule, cântece de omenie, măi, dorule. Cântece de omenie, dorule, toată lumea să le știe, măi, dorule. Tai de re de de re 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 de re. De când mă
știu pe pământ, mult avere n-am avut, măi. Și mai mare bogăție mi-o mult de omenie. Lasă-mă și la orfan, de-i avea lui dă un ban, măi. Și dacă-i muri de foame, voi veni la tine, Doamne. Cât inima nu mai bate, dorule, voi cânta la lumea toată, măi, dorule. Voi cânta cu bucurie, dorule, cântece de omenie, măi, dorule. Cântece de omenie, dorule, toată lumea să le știe, măi, dorule. Tai de rele, de rele, de rele, de rele, de rele, de da. Tai de rele, de rele, de la, de rele, de rele, la. Tai de rele, de rele, de rele, de rele, de rele, de da. Tai de rele, de rele, de rele, de rele, la. Mulțumim partenerilor Casa Nunții Noroc, Fitness Club Alexia, Casa Căldurii Piroterm, Natural Plast și, desigur, doamnei Sajen Angela, coafeze și make-up.